Vulcanul din insula spaniolă La Palma a erupt după 50 de ani de somn. Specialiștii spun că erupțiile nu se vor opri în curând. Vulcanul aruncă gaze, pietre incandescente, iar lava curge pe versanții muntelui. Specialiștii preconizează că vor ieși 15 milioane de metri cubi de lavă. În urma acestui eveniment, localnicii din 5 sate au fost evacuați. Erupția era oarecum așteptată pentru că este o insulă vulcanică relativ tânără, spune Ovidiu Văduvescu, cercetător la Observatorul Astronomic din La Palma. La Palma are între 1 și 2 milioane de ani, iar ultimele 6 erupții cunoscute sunt consemnate din anii 1600 încoace. Chiar se pregăteau oficialitățile să comemoreze cei 50 de ani care au trecut de la ultima erupție vulcanică. Lava a început să curgă foarte repede, la mai puțin de o oră de la prima ieșire de fum. Din circa 50 de români care ne aflăm pe insulă, trăim în partea cealaltă a insulei.